Bună și bine v-am regăsit! Continuăm colecția de parfumuri 2024 și dacă nu ați văzut prima parte, vă las un link în descriere să mergeți să vedeți și clipul acela. Sper eu că vor fi doar două părți, însă dacă va fi prea lung clipul acesta, va exista și partea a treia. Ei bine, am ajuns la dulapul în care eu rotesc parfumurile. Momentan nu este organizat, probabil că voi face un video separat în care vă voi arăta cum mi-am organizat colecția pentru primăvară. Și aici am un dulap cu două sertare și o ușă. Sunt multe parfumuri, dar haideți să trecem la treabă pentru că nu vreau să fac un intro prea lung. Dar am uitat să vă spun în primul clip că dacă sunteți interesate de anumite parfumuri, nu știu, poate vreți să vă povestesc mai multe despre ele, îmi spuneți în comentarii. Haideți să începem. Am aici pe dulăpiorul acesta niște parfumuri puse așa, fără niciun scop, dar am zis să pot să vi le arăt în sertare, să nu fie înghesuite. Ok. Avem Jo Malone Scarlet Poppy. Lumina nu este cea mai grozavă, dar vă și povestesc în același timp. Am făcut niște greșeli la clipul trecut, dar probabil că ați înțeles voi. Avem Angel Nova, Miss Dior Absolutely Blooming, este apa de parfum. Un parfum pe care voi nu l-ați văzut până acum, de fapt n-am apucat să-l pun în niciun video, este More Than Words de la Xerjoff, este varianta veche. J'adore, Voile de Parfum de la Dior. Orientica Arte Bellissimo Romantic, este o clonă de lina și este foarte bună. Apoi avem aici Escada Miami Blossom. Să știți că următoarele parfumuri sunt ale fetiței mele. Le ține pe dulăpiorul ei, dar am zis să vi le arăt pentru că le mai folosesc și eu din când în când. Astea de la Escada nu prea mă mai tentează. Sunt fructate, sunt drăguțe, dar stau prost de tot la capitolul persistență. Însă am aici două care sunt tot ale ei, pe care le-aș purta și eu, doar că na, mă gândesc că am atâtea parfumuri și nu vreau să port parfumurile ei, însă vi le recomand cu drag. Avem aici Moschino Toy 2 Bubblegum și Moschino Toy 2, cred că așa se numește, Toy 2, da, este foarte frumos parfumul acesta pentru perioada caldă. Chiar o să vă povestesc la un moment dat despre el am mai vorbit, sunt foarte frumoase și sticlele sunt foarte drăguțe. Ok, am aici Hugo Boss The Scent și am și crema. Miroase tare bine parfumul acesta, din păcate la capitolul persistență nu stă prea bine, dar împreună cu crema, na, îmi place cum miroase și de aceea și rămas la mine în colecție. Nu l-am folosit eu prea des, dar o să îl mai folosesc pentru că este un parfum care îmi place. Și ultimul parfum de aici, de pe măsuță, de fapt este un ulei de corp pe care tot zic eu că o să-l mai folosesc și uit mereu. Uit de spray-urile de corp, de uleiurile pentru corp, uit de ele mereu, dar îmi plac. Și am aici Ecudrei Amber Vanille, parcă se numea, nu mai știu că s-a șters scrisul de pe el. Miroase foarte bine, este un ambrat sexy, dulce, foarte, foarte fain. Și trecem la sertar, la primul sertar cu parfumul. Presimt că vom avea și partea a treia. După cum se vede, am deschis sertarul și nu cred că reușesc să fac doar două părți. Ok, hai să vă arăt ce am aici. Le Notes Gourmands de la Reminiscence. V-am spus că lumina nu este grozavă. Ok, avem Givenchy Irresistible Eau de Parfum.
Avem aici minunăția asta, Nina Ricci L'Extaz, Gucci Guilty Absolut Parfum, pe care aș vrea să-l mai port și eu dacă nu uit din nou, Gran Ballo, ok, Valentino, Valentino Born in Roma Intens, este superb și foarte elegant și sexy parfumul ăsta. La Danza delle Libellule, Nobile, e foarte frumos parfumul. Am aici Club de Nuit Woman, este Armaf parcă. Aici am o miniatură, Hypnotic Poison O Sensuel. Ok, A Drop to Say Isimiaki. Burberry Goddess, îl ador pe Burberry Goddess. Apoi avem Carven Damabul, Tom Ford Black Orchid, este o ediție pentru păr, este parfum pentru păr, pentru păr luminos și nu mai știu cum se numește. Avem aici La Vie Belle, acela cu alune, se numește La Vie Belle, cred că L'Eau de Parfum Intens, da, așa se numește. Avem Delina, La Fenice, The Merchant of Venice, Mai Geisha, Sakura, nu o să le mai scot, acum că am loc. Ancor de la Teo Cabanel, un parfum pudrat și foarte interesant. Mai departe, Chanel numărul 19 pudre, un parfum elegant și frumos. Powdered Veil de la Miller Harris. MCM este un parfum fructat pentru perioada ceva mai caldă. I Don't Need a Prince by My Side to Be a Princess. E superb, superb. Chloe, trandafirul nostru proaspăt. Mai departe, English Pearl and Frisia de la Jo Malone. Abia aștept să-l port. Următorul este Boudicea, cred că așa se pronunță, Glorious. L-am lăsat, nu v-am povestit despre el pentru că mi s-a părut că e mai potrivit pentru perioada ceva mai caldă. Avem aici I Love Gaultier, Wonder Woman, clasic. Îmi plac foarte mult sticlele astea de colecție. Mă tot tentau și altele, dar știu că seamănă între ele și nu știu dacă are rost. Nu sunt eu omul cu colecții, backup-uri și așa mai departe, dar îmi plac foarte mult sticlele. Eau de Merveille de la Hermes, Alexander J, cred că așa se, da, este un parfum cu trandafir moscat și pe el l-am lăsat pentru perioada ceva mai caldă pentru că este destul de finuț. Avem Insolence, ok, Pomelo Fizz de la Sud Pacific. Vă recomand parfumul acesta, l-am văzut la un preț bun pe Makeup și merită, 300 și ceva de lei era. Îmi place tare mult, este un parfum de vară pentru persoanele care preferă parfumuri ceva mai dulci. Avem aici Idyl Eau de Toilette, că tot v-am arătat în dulapul celălalt alte variante, pe acesta o să-l port. Gritty Tutu, un parfum pudrat, fructat, o zmeură pudrată, foarte frumos este acest parfum. Mai departe, Nirmala, Le Rêve de Nirmala de la Molinard, este un parfum cu ciocolată, e foarte frumos. Ok, Amo Ferragamo, vă recomand parfumul acesta, este foarte potrivit în perioada ceva mai caldă. Este dulce, este zemos, este fructat, este vanilat. Foarte frumos parfumul acesta. Mai departe avem Alba de la Casa Goa, un parfum pe care eu îl simt cu tuberoze, iasomie, un floral dulce, dar are o dulceață a florilor.
Este foarte intens, persistent, un parfum bun și elegant. Quatre Boucheron este la fel un parfum pentru perioada mai caldă. Avem aici Iris Absolu, La Vie Belle Iris Absolu, un parfum care păstrează ADN-ul, dar are o deschidere florală, este un iris ceva mai pământiu, aș spune. Are și o parte gurmandă, dar, cum vă spuneam eu și în alte clipuri, mi se pare La Vie Belle ceva mai matur. Da, dar e frumos parfumul. Amouage Honor 43 este superb, încep să-l port. Apoi avem Narciso Rodriguez, Narciso Pudre, dacă nu mă înșel, da, Narciso Pudre. Un alt Narciso For Her, este cu trandafir, cu mosc. Miroase tare bine. Și mai am unul aici, Pure Musk. L-am lăsat și pe el pentru perioada ceva mai caldă, de aceea nu v-am povestit despre el. Mai avem Mask Noir Rose de la Narciso Rodriguez. Și mai am o variantă, nu mai știu exact cum se numește. O să mă uit aici pe sticlă. Cel mai bine vă scriu pe ecran. Și ultimul este acest Gucci Eau de Parfum, un parfum rar, un parfum căutat. Am puțin în el, am zis că o să-l port și o să povestim despre el, dar am tot amânat, cum fac eu de obicei, pentru că am multe idei și nu reușesc să le filmez. Îmi place foarte mult sticla asta, este o sticlă grea, masivă, așa, foarte faină este. Și am terminat cu sertarul acesta, trecem la următorul. Așa arată și cel de-al doilea sertar, o să-l scot eu să vi-l arăt cel mai bine. Gucci Bloom, Netare di Fiori, este foarte frumos parfumul acesta, este un floral, mie mi se pare că miroase și a flori de tei. E un parfum de primăvară. Mai am aici Etnia, Oh Happy, am tot zis că îl consum, miroase înghețată parfumul acesta și nu se găsește, deci l-am păstrat. La Belle Jean Pogotier. Aici am Dahlia Divin de la Givenchy, o de toalet. Nu știu dacă se mai găsește, dar eu am păstrat sticla aceasta chiar dacă nu este în cea mai bună formă. Victor & Rolf Flower Bomb, o să-l port în perioada mai caldă, acum primăvara. Ananda Dolce de la Mikalev, știți că îmi place la nebunie. Idol îmi place, este un parfum foarte frumos. Foarte frumos, îmi place mult de tot și după cum vedeți eu am o sticlă de Crăciun, ceva de colecție dacă nu mă înșel. Poison Girl, o de toalet, am și apa de parfum, dar mai am o măsuță pe care pun parfumurile, pe care vreau să le port, să le am la îndemână. Story, cum se numește, Love Story de la Chloe. Tot așa pentru perioada caldă, am aici un parfumel pe care l-am primit, Logic, Magnet, Rolon, o să discutăm și despre el la un moment dat. Aici am Guerlain My Insolence pe care chiar o să-l port, chiar dacă nu se mai găsește. Avem aici Le Péché, Păcatul, cred că se numește, de la Eisenberg, cred că se găsesc în Douglas parfumurile astea. Our Moment, One Direction, mai am o sticlă mai mare, este un parfum de vedetă, un parfum dulce, care nu cred că se mai găsește. Avem Insolence, o de toalet, în sticla asta veche, miroase extraordinar de bine. Aici am un decant, să zic așa, am pus eu Tom Ford Velvet Orchid, dar am uitat să-l și port, dacă tot l-am pus. Mai departe avem Elisave Le Parfum Royal, un parfum matur, elegant, un parfum care atrage atenția, este frumos, mi se pare că este un șipră și îl văd potrivit la începutul primăverii, chiar este o perioadă potrivită pentru el.
Mai departe avem Aura Eau de Toilette și Eau Sensuelle. Sunt foarte frumoase, v-am tot povestit despre acestea. Anaïs, Premier de Lis de la Cacharel, un parfum care seamănă cu Givenchy Lin Tardy. Chloe Nomad, Eau de Toilette și Eau de Parfum. Ambele îmi plac și mă duc cu gândul la natură și la vacanță, dar cred că apa de toaletă este ceva mai luminoasă, mai proaspătă. Am descoperit că apa de toaletă este mai mai light, așa, nu știu, îmi place mai mult, parcă, zic eu, dar ambele îmi plac foarte mult. Fendi Palazzo, un parfum foarte elegant, matur. Îmi place mult de tot parfumul acesta, nu se mai găsește. Ariana Grande, God is a Woman. Avem Zadig & Voltaire, This is Love. Sticluța aceasta este una foarte drăguță, nu este Mon Evidence. Aici am pus eu un alt parfum. Mai am Serge Lutin, Feminité Dubois. Jimmy Choo Fever. Acesta este Dolce & Gabbana Rose The One. Știți că mie îmi place foarte mult The One și a fost parfumul meu semnătură mult timp, dar trebuie să vă arăt ceva. Trebuie să vă arăt ceva. Uitați-vă la ea. A văzut că am eliberat aici, că fac eu ceva aici. Și trebuie să stea și ea. Da, vă las puțin să o admirați pe Luna. Nu este ea foarte curioasă de obicei, dar acum este curioasă. Și vrea să stea cu noi aici. Nici nu știu dacă o să o las sau nu cred că trebuie să o las, pentru că nu aș vrea să sară. Pentru că nu aș vrea să sară și altă dată pe dulăpiorul meu să-mi sară în parfumuri. Pa, Luna! Se cățără pe pereți. De obicei nu sare pe măsuța mea unde îmi țin parfumurile sau pe dulăpiorul acesta, dar vedeți că este tentată și dacă o las, o să se obișnuiască. Deci, pa, Luna! Haideți să continuăm. Mei, mei! Măi, ce faci? Ce faci? Dă-te jos de acolo. Jos? Hai jos, dă-te jos. Da, după cum vedeți, mă și ascult. Continuăm, pentru că m-a încurcat Luna aici. Vreau să fac loc să vă arăt ce mai am. Am ajuns la un parfum de la Nina Ricci, merișoarele astea care nu m-au tentat niciodată. Cred că Luna se numește parfumul ăsta, nu? Da, este ceva cu gurmandis de Luna. Îmi place foarte mult sticla și de aceea a rămas la mine în colecție. Următorul este Mademoiselle Twist, un parfum care seamănă cu Poison Girl. Miroase foarte bine, are un preț ok, chiar este un parfum ieftin și bun, zic eu. Mai departe avem Montblanc Signature, un parfum care miroase a cremă albă. Îmi place mult de tot parfumul ăsta. În continuare îmi place. Mai am aici Midnight Poison, un parfum care nu se mai găsește. Mai sunt câteva în sertarul acesta. Eau de Merveille este un ulei de corp cu sclipici. Următorul este acest Guerlain, Mon Guerlain. Mai am aici Si de la Giorgio Armani. Nassim este un parfum pe bază de apă, un parfum fructat pe care îl găsiți pe Dubai Collection și l-am pus mai în spate pentru că vreau să-l folosesc în perioada ceva mai caldă. Este un fructat tare vesel.
Un parfum pudrat și elegant este Lacoste Parfum, Helio, Berhenier, Bergamot, Pralină și Mosc. Ați văzut că mai am o sticlă. Acesta este pentru perioada ceva mai rece și acela mi s-a părut mai potrivit pentru perioada caldă. Da. Și ultimul din acest sertar este Euforia de la Calvin Klein, pe care nu l-am mai folosit de foarte mult timp. Am terminat și cu sertarul acesta. Haideți să vedeți ce face Luna. În continuare este aici, la parfumurile mele. Luna, ce faci? Ce cauți aici? Ea știe că nu are voie. Ce cauți tu aici? Hm? Ce cauți aici? Ia dă-te jos. Hai, ia să vedem. Jos. Niciun caz, niciun caz. Trecem mai departe. Va trebui să scot eu parfumurile de aici pentru că trepiedul meu nu coboară mai mult de atât. Așa că voi scoate toate parfumurile să vă arăt ce am aici. Quatre Iconic de la Boucheron. Ia să apropie un pic mai mult. Așa, perfect. Quatre Iconic Boucheron. Avem aici Olympia Intense, care din păcate nu se mai găsește și este un parfum superb. Acesta este Van Gogh Grand Flori Eau de Toilette. Este un parfum foarte frumos, foarte frumos și rar. C de la Giorgio Armani este varianta asta veche, Eau de Parfum Intense. Angel Muse, Eau de Parfum. Așa. Acesta este Libre, Eau de Parfum. Murmur, Eau de Toilette de la Fragonard. Este absolut minunat parfumul acesta. Este un floral intens. Se dezvoltă foarte frumos. Are un iz vintage și puternic la început, dar se dezvoltă foarte, foarte frumos. Sta să mai fac loc pe aici. Poate sare pisica asta pe mine. Satin este din nou un parfum ieftin și bun și dulce. Florence de la Roberto Cavalli. Am aici o variantă mică de L'Air du Temps. Îmi place foarte mult sticla, este foarte frumoasă. Încă fac loc, încă fac loc, să văd eu cum le pun la loc. Să văd eu, trebuie să mă ajutați. My Geisha Foreplay, din păcate nu prea l-am folosit, dar îmi place mult de tot. Este un parfum intens, intoxicant, aș putea să spun. Are tutun, are miere, eu zic că are și trandafir. Este foarte frumos. Masai Mara de la Berdot. Mai avem aici La Petite Robe Noire de la Guerlain. Încerc să le iau fără să le văd. Un alt C, o variantă mai veche. Turmeric Latte de la Lush. Aici avem Gabriel, Chanel Gabriel Essence. Următorul este Iara de la Latafa, un parfum care mi se pare foarte potrivit vara. Este un tropical cremos, miroase tare, tare bine. Apoi acesta este Miral de la Matin Martin sau Matin Martin, în fine. Cred că este... sau nu știu dacă este inspirat, nu, Luna, seamănă cu Libră. Aici avem, stai așa, că am încurcat, deci acesta este intens și acesta seamănă cu Libră, Eau de Parfum, da, acum mi-am amintit. Următorul este Black XS, aici avem Kenzo, L'Elixir, Amour Elixir este.
Nu, Jeu de Amour, Jeu de Amour Elixir. Elixirul este acela mai subțire, cu sticla așa înaltă. Nu are loc în dulap, de aceea îl țin fără capac, dar are și capacul pe aici pe undeva. Miroase bine, este fructat, este dulce, dar nu se compară cu elixirul. Eu când l-am luat pe acesta, am încurcat sticlele, de fapt pe acela-l voiam. Dar da, miroase bine și acesta. Narciso Rodriguez Scented Mist, Scented Hair Mist, este un parfum pentru păr, este foarte intens și foarte puternic. La noi trezor, aici avem The Vagabond Prince, Enchanted Forest, este o sticlă minunată. Ăsta este un parfum de la Oriflame, un parfum frumos și care nu se mai găsește, este unul mai vechi. Următorul este Etnia Flowery. Este la fel cu de la aceeași casă brand cu acesta, dar acesta este un floral dulce, acesta este un gurmand. Și ultimul, dar mai avem parfumuri, este Juliet Has a Gun Mad Madame. Este un parfum cu trandafir, animalic. Anul trecut am fost mai încântată de el, anul acesta nu l-am purtat. Gabriel Chanel, următorul este Angel, Zadig & Voltaire This Is Her. Nu vreau să împart clipul în trei pentru că nu mai avem foarte multe, dar o să mai mergem și pe măsuță. Baccarat Gentle Gold de la Maison Fragrance World, Maison Francis, curcea. Ok, avem Lambre de Mervei de la Hermes. Așa. Așa, următorul este acest vanilat pudrat lemnos la Lique Le Parfum. Mansera Coco Vanille, un parfum care îmi place mult. Wood Sage and Sea Salt de la Jo Malone, un parfum de vară, la fel îmi place foarte mult parfumul acesta. Paradox Eva Daniela, îl găsiți pe parfumat.ro, este inspirat de Prada Paradox și miroase tare, tare bine. Și ultimul din acest dulap este Because It's You de la Emporio Armani. L-am pus aici pentru că vreau să-l port. Gata, trecem la măsuță, ultima măsuță și vă las. Cred că a ieșit un video foarte lung. Aici îmi pun eu parfumurile pe care vreau să le port. Le am la îndemână, dar v-am zis, acum nu sunt organizate, doar am făcut spațiu să pot să vă filmez. Ubaya Velvet Night, Kayali Vanilla Royal, este genial parfumul acesta, este obsesia mea parfumată. La Belle Intense avem aici Mikalev, Mon Parfum Cristal, Commodity Milk, să știți că chiar dacă o să fac curățenie, unele parfumuri nu pleacă din dulapul meu în care rotesc parfumurile. Multe parfumuri dulci rămân acolo pentru că o să le port oricum. Dahlia Divine de la Givenchy și aici avem un merișor de la Nina Ricci, ruș ceva. V-am zis că nu prea mă tentează parfumurile astea, n-am ce să fac, nici acela. Ok, aici avem un Dulapior cu creme, loțiuni, Victoria's Secret, Rituals, The Body Shop, Bottega Verde, sunt mai multe. Sunt multe spray-uri în spate. Ok. Nu le port eu foarte, foarte mult. Am mutat aici Hypnotic Poison. Aici am decanturi, miniaturi, Kayali, Voce Viva de la Valentino, Devotion, acela este elixirul de la Elisab, tot o miniatură, aici este Aura, Mugler, mai am aici Udarabi, parcă, da, este uleiul inspirat de Kayali Vanilla 28, Modern Muse, Penhaligon's, n-aveți și voi ce am pe aici, miniaturi, decanturi și altele.
Și trecem și la aceste parfumuri și gata. Ok, hai să vă arăt ce am aici. Caramel Mirage, avem aici Scandala Paris, la noi Trezor A La Folie, este superb. Aici avem Margot Etita Nui Feric, este un parfum vanilat foarte frumos. Amorous de la Rule Fragrances, Alive de la Hugo Boss, Crystal Love de la Attar Collection, Ia, Queer de Nui de la Yves Rocher, mai am un Jimmy Choo Fever și Mojo, Mojo, frumosul acesta. Mai jos avem așa, Sexy Amber de la Michael Kors, Poison Girl EDT, Valentino, Valentina, Valentino Absolu, Absolu, așa se numește? Assoluto, Assoluto, este o sticlă superbisimă, Hypnose de la Lancôme, este unic acest parfum, Elisab, Girl of Now, un alt parfum care îmi place, acolo mai am un Angel Muse, tot apă de parfum, Kirche, Tiziana Terenzi, este nou intrat în colecția mea, noua mea bucurie, ia să vă fac eu niște lumină, stăteam fix în lumină, Poison Girl EDP, Bianco Latte Cacao, pe acesta îl găsiți pe Dubai Collection. Aici am Rose J de la Morphe, este un parfum cu trandafir, dar este un trandafir fructat foarte frumos și puțin întunecat așa. Classic Jean Pogotier, aici avem La Panthère, l-am purtat într-o zi și am descoperit că se dezvoltă foarte frumos. Grey, Etat de Grace, un parfum pe care tot vreau să-l port și nu reușesc. Zadig & Voltaire, Just Rock, este un parfum care seamănă cu This Is Her, dar aici avem mai multe flori, de aceea l-am și scos. Așa, My Way, superbul acesta, Lintardi pe care l-am purtat ieri și care este la fel de puternic. Aici avem un Trussardi, iar stau în lumină, și Girls Can Be Crazy, Zadig & Voltaire. Și ultimul este Costum Național 21, care încă nu a plecat din colecția mea, este un parfum prea condimentat pentru mine. Și gata, asta este tot. Deja am câteva parfumuri pe care le pusesem aici pentru declutter, de exemplu, cred că voi renunța la Michael Kors. Da, trebuie să mai renunț la unele pentru că nu se mai poate. Da, sper că v-a plăcut clipul acesta, sper că v-a plăcut colecția de parfumuri, aștept cu mare drag comentariile voastre. Dacă vă interesează ceva, nu știu, poate vreți să știți mai multe despre un anumit parfum, îmi spuneți în comentarii. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, puteți să vă abonați, să vă și alăturați dacă vreți să susțineți acest canal și aveți acolo 4 tipuri de abonament, cel mai mic este de 3,99 lei pe lună și vom avea și clipuri suplimentare. Vă mulțumesc pentru vizionare, v-am pupat, pa, pa!